Se scumpesc amenziile pentru lipsa rovinietei. Guvernul motivează că acestea au rămas la același nivel de 12 ani, iar tarifele au crescut cu aproape 20%. Dacă pentru autoturisme scumpirea este cu 10%, pentru mașinile de transport marfă, valoarea amenzilor crește și de 5 ori. Din anul 2010 până în prezent, cuantumul amenzilor a rămas la același nivel, în timp ce cuantumul tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, exprimat în lei, a crescut cu aproape 20%. Nu știu, eu sunt șofer din 1959, am carnetul, dar nu mai circul. Că am văzut, atenția e mai slabă, nu știu ce, și nu circul. Mai bine iau un taxi, mă duc unde îmi trebuie. Treaba lor, să o plătească. Însă e prea mare. În special RCO-ul ăla și e mare. Răspunderea civilă auto, enormă. Păi da, nu e amenzile pentru că autoritățile s-au gândit și statul în general și asta, am luat să investească în economie, să facem dracu drumuri, facem asta, mărim amenzile, mărim asta. De asta am ajuns unde am ajuns și astfel, valoarea amenzilor contravenționale s-a calculat ca fiind de două ori tariful anual de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, pentru amenda minimă de patru ori tariful anual de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România pentru amenda maximă. De precizat este faptul că amenda stabilită prin procesul verbal de constatare a contravenției poate fi achitată la jumătate din minimul acesteia prevăzut de lege în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia, precizează guvernul în comunicat. Propunerea de modificare a cadrului legal actual este justificată de faptul că numărul contravențiilor aplicate pentru circulația fără achitarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România a crescut foarte mult în ultimii ani.